Bună ziua, bine ați venit pe băncile liceului Calvo Gănăceanu, în amfiteatrul liceului. Bine ați revenit, majoritatea dintre dumneavoastră, cei care ați trudit alături de elevii liceului Calvo Gănăceanu și cei care și-au lăsat amprenta definitiv asupra formării personalității acestora. Împreună trăim astăzi un eveniment deosebit în viața liceului, acel al lansării unei cărți care surprinde un crâmpei de viață, un crâmpei din viața liceului Mihail Bogănicianu, un crâmpei care se întinde pe 120 de ani și am spus un crâmpei în ideea că acest 120 de ani va fi, să sperăm cu toții, doar un crâmpei din întreaga existență a liceului Bogănicianu. La această întâlnire, astăzi, au fost invitați oameni care au slujit cu credință liceul Bogănicianu, care slujesc astăzi cu credință liceul Mihail Bogănicianu și elevi care sunt convins că vor sluji și în viitor liceul Mihail Bogănicianu. Acest liceu are un prestigiu consolidat în timp, atât prin activitatea profesorilor, cât și prin rezultatele de excepție obținute de mulți dintre absolvenții aceștia. Evident că numărul lor este foarte mare, sunt împrășteați pe toate meridianele globului, au fost prinși de către autori în această carte și dintre aceștia doar o parte a cei asupra cărora au avut informații. Desigur că o astfel de întreprindere este o treabă grea, o treabă dificilă. O treabă care uneori poate surprinde anumite aspecte pe care noi, în mod curent, nu le vedem. Sau, uneori, poate neglija anumite aspecte pe care noi le considerăm esențiale din punctul nostru de vedere. Sigur că acest demers trebuie apreciat așa cum este, la justa lui valoare. Sigur că acest demers este după un alt demers, acum nu știu câți ani, întreprins de doamna profesoară Alexandru, domnul profesor Marin, care la momentul respectiv a constituit un pas înainte față de ceea ce se știa despre liceu. Sigur că meritele acestui demers aparține celor doi autori, domnul profesor Ionescu Nicolae, domnul profesor Moronescu Marin, aici de față, care timp de câțiva ani au trudit și au scos astăzi la iveală. De fapt, această carte a fost proiectată pentru anul trecut, la 120 de ani. Din condiții pe care cu toții le știm, ea nu a putut apărea atunci. Este momentul în care trebuie să mulțumim familia Alexandru pentru susținerea apariției acestei cărți. Susținerea materială, un merit deosebit din acest punct de vedere. Mulțumirile noastre celor care slujim astăzi liceul Mihail Bogănicianu. Desigur că există, din punctul meu de vedere, o bucurie deosebită că astăzi sunteți aici și împreună putem asista la această carte. În același timp, există în sufletul meu un regret pentru niște oameni care puteau să fie aici și nu mai sunt. Aș aminti profesorul Mera, profesorul Georgica Alexandrache, oameni care ne lipsesc. Sigur că sunt mai mulți. Eu i-am citat, aș putea și eu să citesc mai mult, dar i-am citat pe cei pe care, la modul foarte, foarte sincer, îi regret enorm și din anumite motive subiective care țineau de legătura care o aveau cu mine. Nu am voie să fac acest lucru pentru că reprezint această instituție. Dar o să-mi iertați mica digresiune pe această temă. Dar și dumneavoastră i-ați cunoscut pe cei pe care i-am citat și cred că puteți să mă înțelegeți. În calitate de actual director, vremelnic director al acestui liceu,
Nu am decât misiunea de a vă introduce în ceea ce urmează. În fața dumneavoastră aveți în stânga domnul profesor Alexandru, decanul de vârstă a acestei instituții, omul cu cea mai bogată activitate în funcție de conducere în liceu. În dreapta, domnul profesor Moronescu Marin, unul din autorii manualului și iarăși cu o activitate îndelungată în acest liceu. De asemenea, mulțumesc pentru prezență domnului Gursanu Vasile, inspector general adjunct, reprezentantul inspectoratului școlar. Și nu chiar ultimul, dar în această înșiruire, da, domnul profesor Ionescu, care s-a ocupat de partea strictă de istorie a monografiei. Pentru că ne-am propus ca această întâlnire să nu țină mai mult de o oră, maxim o oră și un sfert, și pentru că îi invit în continuare pe cei care vor participa, vor analiza contribuția la această carte. Dau cuvântul în continuare domnului profesor Alexandru, decanul de vârstă, și spuneam în ideea că invit pe cei care vorbesc să condenseze cuvântul ca să putem să ne încadrăm în acest termen. Onorată asistență, să-mi dați voi să citesc ca să nu mă rungesc, să mă încadrez în... Atunci când încerci vorbești, uiți pe unde ajungi și unde mai rămâi. Mai întâi aș vrea să mulțumim conducerii liceului și organizatorilor pentru invitația de a participa la acest eveniment deosebit. E bine și la 121 de ani, dacă la 120 am fost uitați. De la început, vreau să fac precizarea că soția și cu mine, ca foști oameni ai acestui liceu, aflând despre greutățile financiare în realizarea monografiei și cunoscând eforturile ce se impun pentru aceasta, deși nu suntem așa bogați, am hotărât să contribuim și noi la înfăptuirea acestui măreț act de cultură prin sponsorizarea editării. Ca să previn unele întrebări de genul cât, cum, de unde, vă spunem că am dat atât cât a trebuit pentru editare, și că banii provin din despăgubirea care am primit-o de la fondul proprietatea pentru ceea ce a fost luat părinților în regimul trecut. Monografia liceului Mihai Pogălceanu fixează în memoria istoriei importanța deosebită a acestei valoroase instituții de cultură de pe meleagul Vaslui. Prin conținutul său, ea se constituie ca o adevărată carte de căpătâi pentru cei care au predat și au învățat, pentru cei care predau și învață, cât și pentru cei care vor preda și vor învăța în această școală a vieții. Aceasta, pentru că așa cum rezultă din cuprinsul monografiei, aici, întreaga activitate s-a desfășurat indiferent de condițiile sociale, economice și politice, într-o atmosferă de înțelegere, de credință, de pasiune pentru muncă. Ca fost elev și profesor și director al acestui liceu, ținem să aducem mulțumiri distinșilor autori, profesor dr. Nicolae Ionescu și profesor Marin Moronescu, și să-i felicităm pentru munca asiduă depusă
în adunarea materialului și scrierea monografiei, cât și pentru realizarea exemplară dobândită, realizată. Vă mulțumesc! Introducerea fiind făcută, dau cuvântul primului autor, domn profesor Ionescu. Eu voiam să respect un anumit paralba. Și alfabetic. Bine. Domn profesor Ionescu. Domnule inspector general, domnule director, domnule profesor Alexandru, dragi profesori pensionari, dragi colegi și elevi. Într-adevăr, este un moment cu totul deosebit de lansarea acestei monografii a liceului nostru, pentru că noi considerăm că merita acest liceu să aibă o monografie, zicem noi, deținută. Ca orice demers, ca orice activitate umană, și acest demers al nostru este perfectibil, desigur, dar ea reprezintă o fotografie, o poză de moment a acestei instituții școlare și la ora actuală și, desigur, cu un istoric consistent al acestei instituții de referință în peisajul învățământului vastuian. În primul rând, trebuie să mulțumim sponsorilor acestei lucrări, familiei profesorul Alexandru, care a sprijinit ideea noastră cu gratitudine, trebuie mulțumim și chiar le dăm cu autograful un exemplar în public aici, da? Fața tuturor. Așa. Și, de asemenea, vrem să mulțumim Muzeului Județean, sub egida căruia a apărut cartea, colegilor de la muzeu, Mihai Șelaru, care ne-a ajutat foarte mult, Oana Rusu, și nu în ultimul rând, tehnoredactorul de carte, domnul Liviu Preotu, domnului Mancaș, care chiar dacă nu mai este printre noi, a sprijinit această idee, și actualului director al muzeului, Laurențiu Chiriac, care ne-a ajutat foarte mult în demersul nostru, în continuarea acestui demers, domnul profesor Juferdeanu, care pe ultima sută de metri, când eram presat de editură, m-a ajutat la reorganizare și mai ales la aspectul literar al lucrării, desigur și celorlalți colegi. Această carte este un omagiu adus patronului spiritual al liceului, care a fost Mihai Bocănicianu, o personalitate copleșitoare a culturii românești. Dacă vreți, secolul al XIX-lea, spuneam și cu altă ocazie, de unii istorici români, secolul Mihai Bocănicianu. Dacă secolul al IV-lea înainte de Hristos, la Atena, era secolul Pericle, sau epoca de aur a Romei, al lui Augustus, sau epoca luminilor, epoca Regelui Soare, secolul al XVII-lea a Franței, cunoscută în deosebire prin personalitatea Regelui Soare, și secolul al XIX-lea a fost marcat de personalitatea deosebită a liceului, a marii personalități, care a fost Mihail Bocănicianu. Și nu întâmplător, locuitorii urbei au hotărât să-i dea numele liceului Mihai Bocănicianu, și este foarte bine că apare această carte chiar în ziua, acum o lansăm, cum se spune, chiar în ziua de onomastică, și cu această ocazie urăm și tuturor Gabrielelor Mihai mulți ani și multă sănătate, că este o zi deosebită în calendarul creștin. Cum spuneam, anul acesta s-au împlinit exact 120 de ani de când locuitorii orașului au hotărât să acorde numelui, numele gimnaziului, că așa se numea atunci, înființat în 1890, de Mihail Bocănicianu, în amintirea faptului că el se stingea din viață chiar la Paris, pe masa de operație, în 1891, vara acelui an, dar locuitorii au vrut să-i aducă un omagiu pentru faptul că ei nu au uitat că Mihai Bocănicianu e cunoscut ca om politic, ca o personalitate polivalentă, un om de cărturar, un editor de izvoare, dar mai puțin este cunoscut și ca un admirabil jurist, avocat. El a apărat în 1880 pe târgoveții Vaslui,
de într-un proces funciar cu proprietăreasa Elena Șupin. Elena Șupin așa are mormântul în spatele Bisericii Sfântul Ioan. Atunci mormintele locuitorilor erau lângă biserică și mai târziu, chiar în a doua jumătate a secolului 19, s-au mutat în actualul cimitir Eternitate, din păcate și monumentul acesta, ca altele, sunt în Băragină și nu ne face cinste, dar locuitorii au vrut să aducă un omagiu acestei copleșitoare personalități. Și, de altfel, vedeți, efigia, efigia Marelui Patron Spiritual este omniprezentă în acest spațiu. Și strada s-a numit, la puțin timp, în numele de Mihail Cocărnicianu, apoi statuia Marelui Cărturar, apoi eficia acestuia de liceu. Și aici și eu placă comemorativă chiar la intrare amfiteatru, care ne arată că prima școală publică s-a înființat tot în 1840, tot de Elena Șubin, care a avut și acte caritabile deosebite asupra locuitorilor Vaslui. Și, desigur, această instituție are și urcușurile și coborâșurile sale, ca orice instituție s-a înființat cu greutate, s-au făcut mari intervenții pe la Ministerul Instrucțiunii Publice de atunci, și este meritul marelui Spiru Aret, care vroia școala să, ca în fiecare reședință de județ să fie o școală model. Și școala aceasta este a treia în ordine cronologică ca liceu în spațiul Vasluian, actualului județ Vaslui, după colegiul Gheorghe Roșca Pătreanu, înființat în 1846, liceul pus la văd în 1889, liceul acesta în 1890. Desigur, au fost multe greutăți, pentru că atunci s-au desfășurat cursurile într-un local impropriu, dar abia în 1893 s-a construit clădirea nouă, care era o clădire reprezentativă a orașului. Și strada aceasta este strada cea mai frumoasă din oraș, a fost și prima pavată din Târgul Vaslui. Și inaugurarea clădirii noi s-a făcut chiar în prezența lui Carol I, care atunci a spus, zice, școala are nevoie mai multe de caractere decât de talente. Desigur, apoi liceul, gimnaziul mai întâi a avut o traiectorie sinuoasă, pe la începutul secolului 20 era amenințat chiar cu desființarea. Pe băncile acestei instituții au învățat oameni de prestigiu ai culturii și științei românești. E de ajuns să amintim numai 11, cel puțin 11 academicieni pe care i-am identificat noi. În domeniul matematicii, Viorel Barbu, Grigore Moisil a făcut studiile aici, tatăl lui era chiar director de liceu în anii primului război mondial. Gheorghe Frâncean, mare matematician, geometric, cel care a contribuit enorm de mult la acel apel înaintat mareșalului Averescu din 12 aprilie 1944, care cerea imperativ mareșalul să iasă din război, pentru că era amenințată țara să fie transformată într-un teatru de război. Desigur, apoi Costin Urcescu, frații Makarovici, Petre Brânzei și multe alte personalități. De asemenea, actori de prestigiu. Este amintit Marele Tănase, Constantin Tănase, fost elev al liceului. Apoi Radu Pelican, 2 ani a fost elev pe băncile acestei instituții. Tamara Buciucianu Botez, Ștefan Ciupotărașu, un prim-ministru al României, 4 miniștri, 80 de demnitari parlamentari. Și, desigur, în istoria acestui liceu am distins două perioade importante, și anume perioada 1990-1945 și apoi cea din 1945 până în 1989 și considerat de 1989. Lucrarea noastră are 7 părți distincte, din care prima parte istoricul liceului cu 7 capitole importante. Sunt cuprinse aspecte, unele și chiar și inedite din peisajul învățământului vasluian. Noi am vrut să încadrăm această instituție în viața cotidiană, în viața social-politică a Vaslui interbelic, și să nu uităm că doi mari reformatori au contribuit la dezvoltarea învățământului românesc. Și mai ales această stradă, să știți că și atunci, dar și astăzi, dacă observați, sunt cel puțin 3-4 instituții de referință ale învățământului vasluian în zonă.
Și, desigur, rolul lui extraordinar al lui Spiru Hare, la anul se vorbi chiar 100 de ani de la trecerea lui în neființă, și să nu uităm că spunea cum arată, cum este societatea astăzi, așa va fi școala, cum este școala astăzi, așa va fi societatea mâine. De asemenea, Constantin Angelescu, cel care a contribuit foarte mult, pe nedrept uitat, care a contribuit foarte mult la dezvoltarea învățământului românesc de după Marea Unire, în 1918. Desigur, Marea Unire, care a descătușat energiile creatoare ale națiunii, a dus și la dezvoltarea învățământului. Atunci și liceul nostru, gimnaziul s-a transformat în 1925 în liceu. S-a construit și partea de jos a liceului, apoi clădire stil cu instituția directorului. Desigur și instituția a avut de suferite pe urma celui de-al doilea război mondial, a fost bombardată de pe urma foametei. De la cantină mai învățau și la internat mai erau doar 60 de elevi în timpul războiului. Cum apoi clădirea a fost refăcută cu efortul autorităților de atunci. Să nu uităm că era școală de băieți, învățământul era demixat atunci, abia prin anii 50 s-a trecut la o școală mixtă. Și apoi și avatarurile instituției în timpul regimului totalitar. Desigur, este meritul cadrelor didactice, ale conducerii școli, care au reușit să ducă corabia acestei școli, mersul acestei școli pe un făgaș constructiv, în formarea talentelor și pentru că atunci aceste instituții de-a lungul vremurilor, peste 5.000 de elevi au terminat și mulți sunt astăzi oameni de prestigiu ai culturii și științei românești. Și atunci, chiar și până anii, ultimii ani, cu Nicolae Ceaușescu, când era triada aceea cercetare, producție, învățare, cercetare, producție și liceul era amenințat să devine un liceu industrial, avea foarte multe clase de mecanică, dar totuși s-au menținut ca o instituție de referință, o citadelă a învățământului vascoian, care a dat mari valori și mulți dintre elevii noștri sunt lucrează în străinătate și fac prestigiul acestei instituții. În încheiere, această lucrare vrea să fie și un omagiu celor care nu mai sunt între noi, pentru că, din păcate, aceștia câteodată sunt pe nedrept uitați, și totodată să dea Dumnezeu să binecuvânteze această instituție de prestigiu și elevii să găsească în cadrele care au fost modele de urmat în viață. Vă mulțumesc! Undeva în această carte se vorbește de o anumită scădere, hai să spunem așa, a calității învățământului în liceul Gogănicianu în perioada claselor industriale, de profil industrial. Dar eu pot să vă spun în cunoștință de cauze și acele clase erau mult mai bune decât altele de același profil în alte licee. Invit în continuare pe domnul Moronescu Mare. Stimații mei, în această zi de toamnă gri, așa cum ar spune Sofărceanu, sub lumina soarelui, suntem martori privilegiați ai unui eveniment memorabil, a unui act editorial, lansarea și intrarea în circuitul lecturii a monografiei Liceului Mihail Cogălnicea. Doi profesori originari din spații geografice ale țării diferite, dar de mulți ani trăitori în Vaslui, și-au asumat o dulce povară și cu trudă, cu pasiune, au scris o carte a cărților despre liceu, despre istoria sa trecută și prezentă, despre personalitățile care i-au marcat și perpetuat prestigiul, despre performanțe remarcabile ale unor elevi, despre profesori de ieri și ziua, care prin vocație profesionalist și conduită au înnobilat numele acestei instituții. Doresc cu acest prilej
să adresez felicitări celor doi tineri profesori care au încheiat cu succes studiile doctorale. Doamna Laura Munteanu, excelentă profesoară de limbă și literatură română, aflată în plină afirmare, și domnul Liviu Costin, profesor de filozofie, poliglot și om de spirit rafinat. Pentru cei care nu-i cunosc, îi rog pe tinerii colegi să se ridice, fiindcă merită aplauzele noastre. Autorii doresc ca această carte să fie lăsată moștenire generației de azi și celor viitoare. Sigur, după cât omenește se poate prevedea durata existenței ei. De aceea, ediția Princeps trebuie să fie urmată de altele cu adăugiri, cu completări și cea mai apropiată dată care s-ar potrivi cu cea de-a doua ediție, o reprezintă 2015, an în care se vor împlini 125 de ani de la înființarea gimnaziului și 90 de la înființarea liceului. Dacă timpul în variantă moromețiană va fi răbdător cu mine, îl asigur pe domnul profesor Ionescu că vom continua colaborarea. Mai ales că sunt dator unor colegi care din vari motive nu s-au aflat printre cei prestigioși profesori ai liceului care au fost menționați în medalia. Aș dori în continuare să mă refer la ceea ce am putea numi bilanțul personal. Pentru că dintre cei 50 de ani de activitate în slujba învățământului vasluian, așa vi se pare o cifră didactică aproape matusale, 32 i-am dedicat liceului Mihai Podolinceanu, perioadă în care mi-am împlinit tripla misiune. Profesională, despre care s-a vorbit cândva, managerială, împreună cu sincer regretatul profesor și director Alexandru Mera, și cea de-a treia pe care am numit-o de suflet, compartimentată în organizarea sărbătoririi centenarului liceului în 1990 și monografia de acum, pe a cărei copertă am adunat alături de numele colegului Ionescu și pe cel al meu. Vă doresc și dumneavoastră, profesorilor, să aveți parte de o lungă carieră didactică și să trăiți acest moment al bilanțului suprem, așa cum trăiesc satisfacția eu. Doresc, în încheiere, să mulțumesc și eu distinților profesori Cornelia și Constantin Alexandru pentru tot ce au făcut în liceu și pentru sprijinul acordat în tipărirea monografiei. Să mulțumesc din nou doamnei profesoare Alexandru și dacă este în sală și chiar dacă nu este domnului profesor Malin pentru documentarul monografic realizat cu liceul centenar. Doresc să mulțumesc conducerii liceului și colectivului de organizare care au făcut din această întâlnire festivă o autentică sărbătoare. Doresc să mulțumesc profesorilor și elevilor participanți la acest festin, astfel ca în perspectiva și în munca lor de mai târziu să aibă în față permanent spiritul LMK care să-i anime și să-i, putea spune, coordoneze spre împliniri și mai mari. Doresc,
în încheiere, de asta dată sigur, să aduc omagiul meu tuturor celor cu care am fost coleg de cancelarie, de-a lungul celor peste 3 decenii, celor care nu mai sunt printre noi, care s-au mutat, cum spunea Octavian Paler, într-o altă stea, mai luminoasă decât cea a noastră de acum. Și să le păstrăm memoria, trebuie să fie în grija voastră a celor tineri, profesori și elevi, pentru că ei au contribuit considerabil și eficient, a putea spune, la prestigiul liceului, la tot ce a dobândit acest liceu în competiția valorilor din învățământul vasluian și nu numai. Liceului nostru îi doresc viață veșnică, în măreție și slavă, și aș vrea să închei cu acea triadă latină binecunoscută: Vivat, Crescat, Floreat, Liceu Mihail Cogălnicean. Mulțumim, domnule profesor Moronescu. Sincer să fiu, sunt surprins că v-ați conformat, v-ați condensat așa. Da, oricum, felicitări pentru tot ce ați realizat. Invit în continuare pe domnul inspector general Ursanu Vasile. Las microfonul, că am o deformație profesională, ca mulți dintre noi. Vorbesc tare pentru că asta mi-e meseria. Să vorbesc tare, nu vis-a-vis de dumneavoastră, vis-a-vis de copiii aia pe care îi urmăresc pe un întreg teren la Procopiu, care are vreun hectar și jumătate și vrei, nu vrei, ești nevoit să te audă. Distinși colegi, sunt onorat să mă aflu astăzi aici. Aduc mesajul de felicitare a Inspectoratului Școlar pentru tot ce întreprinde dumneavoastră. Suntem într-o instituție de cultură, nu doar o instituție școlară, o instituție care are cultură organizațională și când te uiți în sală, te înfiori. De ce? Personalități școlare, culturale, vezi, nu poți decât să-ți dorești să te raliezi cu aceștia. Felicitări așadar încă o dată. Acum, din punct de vedere personal, mă simt copleșit să mă aflu la dreapta domnului profesor Moronescu, care în 1964 în satul Tansa, comuna Tansa, raionul Negrești, îmi era profesor, ca și doamna Moronescu de altfel, și dacă în timp am ajuns la faza regională a Olimpiadei de Limba Română, s-a datorat în cea mai mare măsură din ea. Mă aflu, tot din punct de vedere personal, vreau să spun că am ratat în 1995 ocazia să fiu titularul acestui liceu, când domnul director Mera m-a invitat să ocup un post aici pentru că era, am preferat să merg în altă parte, nu pentru că mi-ar fi luat altcineva înainte. Am preferat să mă duc în altă parte din considerente socotite atunci mai propice pentru persoana mea și cred că nici n-am greșit. Păstrez însă o admirație desăvârșită tuturor cadrelor didactice de aici, aflați aici în sală, cadre didactice pensionare, actuale și actual colegi ai mei, pentru care am un mare și profund respect. Vă felicit încă o dată pentru tot ce întreprindeți, pentru cei doi autori. Felicitări pentru efortul deosebit de a aduna, de a împreuna într-o carte semnificativă, într-un volum semnificativ, atât de multe, atât de multă istorie a acestei unități școlare, a acestor miliarde. Știu că sunt oameni care au exercițiul scrisului, eu am un respect cu totul special, chiar o spaimă pentru cuvântul scris.
O carte este ca un copil mult așteptat, în sfârșit a apărut și grija mare a celor care l-au zămislit este să-l crească și să așteptăm 125 de ani pentru un adagio la acest impresionant volum. Felicitări autorilor încă o dată, felicitări dumneavoastră, domnule director, și tuturor cadrelor didactici pentru ceea ce fac pentru învățământul vasculian. Vă mulțumesc! Invit acum un tânăr absolvent al liceului Mihail Goberânceanu, domnul grădinarul Alexandru. Este profesor la Facultatea de Filozofie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă mulțumesc! Mărturisesc că resimt o emoție deosebită acum. Ea s-a manifestat prima dată când i-am văzut pe elevi ieșind pe ușă. Aproape că m-am simțit transportat în timp cu 19 ani, când intram și eu ca elev în clasa 9 aici. Apoi emoția s-a dublat în momentul în care am zărit în sală, i-am zărit în sală pe foștii mei profesori. Și acum când trebuie să țin un cuvânt după domnul profesor Moronescu, vă imaginați cam ceea ce resimt. Însă, pot spune că, în primul rând, Liceul Mihail Cogălnicianu este un brand educațional de o valoare incontestabilă și care a demonstrat, așa cum s-a arătat și în cuvântul domnului profesor Ionescu, o istorie exemplară. Această istorie exemplară cuprinde nu doar personalități eminente, așa cum au fost cele citate, ci o sumedenie de alți oameni anonimi, care însă au contribuit prin ceea ce au făcut la continuarea poveștii remarcabile care se cheamă Liceul Mihail Cogălnicianu. Acest brand educațional incontestabil a produs, după părerea mea, o plusvaloare științifică, culturală și umană, nu în ultimul rând, timp de 120 și mai mult de ani. Și sperăm că o să o facă în continuare. În memoria afectivă a tuturor, a mea și a colegilor mei, care ne-am reunit recent, la 15 ani de la absolvirea liceului, liceul rămâne nu doar ca instituție, nu doar ca loc al formării, ci ca o familie. Așa m-am simțit și astăzi, când am revenit, e ca și cum m-aș fi întors într-o familie pe care o frecventez, poate nu întotdeauna cu constanță, dar întotdeauna cu fidelitate. În 2011, Liceul Mihail Cogălnicianu intră, de asemenea, și el, într-o nouă epocă. Intră într-o epocă a social media, intră într-o epocă a Facebook-ului. Noi, cei care ne-am întâlnit acum două luni, am comunicat mai întâi online, ca după aceea să ne întâlnim în afară, în viața reală. Și a trebuit să facem asta pentru că colegii mei sunt în Japonia, în Italia, în Spania, în Marea Britanie, în America de Sud sau în Statele Unite ale Americii. Într-o lume cum e aceasta, foarte complexă, cred că acum, împreună, aici, trăim o sărbătoare, o sărbătoare autentică a apartenenței. Și faptul că suntem, inclusiv eu, absolvent al Liceului Mihail Cogălnicianu, mă face să mă simt o parte a acestei familii. O sărbătoare a apartenenței e foarte importantă în condițiile în care identitatea noastră e foarte schimbătoare acum. Nu în ultimul rând, ca profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, trebuie să mulțumesc liceului și corpului profesoral pentru absolvenții de foarte bună calitate pe care în mod constant mi-a adus în față ca studenți, atât la secția la care activez eu, Comunicare și Relații Publice, din cadrul Facultății de Filozofie, cât și la celelalte 15 facultăți ale universității noastre. Sunt tineri de calitate, sunt tineri care manifestă deschidere
către zona culturală și sunt tineri pe care dumneavoastră i-ați format. Mulțumiri încă o dată. Ca să nu mă lungesc excesiv de mult și să respect indicațiile domnului profesor Cârjă, aș spune că resimt acum subiectiv o nevoie de a mulțumi întregului corp profesoral, profesorilor mei care m-au format și care m-au fost aproape, dar și generațiilor întregi de profesori, poate neștiuți acum, dar recuperați de această monografie. Mulțumesc și personalului didactic auxiliar și nedidactic, care de asemenea a avut o contribuție importantă la ceea ce s-a construit aici. În ultimul rând, să nu uităm pe Mihail Bugălnicianu însuși, spiritul său de ironie, spiritul său de umanism profund, acel zâmbet din colțul gurii pe care domnul profesor Alupoai l-a prins foarte bine în realizarea domniei sale, cred că este printre noi. Ca să-l parafrazez pe Albert Camus, îmi place să mi-l imaginez pe Mihail Bugălnicianu fericit. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Un mare adevăr a spus Alexandru, și anume, Liceul Bugălnicianu reprezintă o familie, o familie mare. Am observat în anii în care a trebuit să semnez documentele acestui liceu, că mulți dintre elevii noștri sunt fii ai absolvenților LMK, uneori și nepoți, sau chiar și nepoți. De multe ori am asistat la insistențe mari pentru aducerea unui copil în liceu după examene de admitere sau. Și argumentul suprem la care uneori n-am putut ceda, am cedat ușor, aș vrea să spun, era, știți, și eu am fost elev la LMK. Acest lucru, spre surprinderea mea, era uneori un argument determinant pentru a asuma răspunderea unui transfer, care uneori, știți și dumneavoastră, este la limita legii. Dar, tocmai pentru că părinte, bunic, au învățat în acest liceu, trebuie să mergem mai departe cu aceeași idee de familie a acestui liceu. Invit în continuare domnul profesor Praxiu pentru o recenzie de data asta, nelimitat, nelimitat. Nu vreau să fac nicio recenzie. Vreau să vă spun atâta. Am refuzat ferm invitația de a fi la prezidiu, și am o motivație foarte solidă. Prezidiul conține nemuritorii. Eu încă nu am această aspirație. Uitați-vă la această constelație de personalități. 4 dintre cei aflați la prezidiu au fost inspector general sau inspector șef. Domnul Nicu Ionescu are timp să devină inspector general. Ca atare, felicit acest prezidiu din care eu nu mi-aș fi găsit locul. Stimați colegi, distinși prieteni, oaspeți și onorat prezidiu, cum se spune pe vremuri. E un eveniment special, apariția acestei monografii. Eu cel puțin sunt încântat că a apărut această carte și vă voi începe cu un detaliu care nu știu dacă v-a scăpat sau nu, dacă v-ați uitat atent pe monografie. Există undeva la una din pagini, la personalități, numele lui Virgil Tofi. Vreau să vă spun că autorii dinaintea monografiei noastre, doi autori vascuieni, Mihai Ciobanu și Petru Necula, în virtutea unei putibonderii politice, pe care eu greu mi-o explic, l-au avut în manuscris pe Virgil Tofi și apoi l-au scos. Și au lansat cartea fără el. E adevărat că monografia așa nu aflăm unde, când s-a născut Virgil Trofim. Aflăm când a murit. Ce e important în acest detaliu, stimații contemporani? Oamenii aceștia au devenit istorie. Virgil Trofim este istorie. Nicolae Ceaușescu este istorie. Trebuie să privim ceea ce s-a petrecut până acum drept marea trecere, suntem în marea trecere. Aceștia au intrat într-o istorie pe care nu mai putem modifica.
Este o istorie, zice eu, implacabilă. Ca atare, să nu avem niciun fel de reticență în a aduce în monografii personalități care au aparținut unui anumit timp. Și epoca totalitară a intrat în istorie. Să nu ne fie teamă de această epocă și să nu ne fie teamă să evocăm asemenea personalități. Spunea Alex Grădinaru, aduce exemplar reușit, un raport intelectual, și o să vă dau imediat motivația, că liceul Mihail Bogdan este un brand, este o marcă de calitate, ceea ce este perfect adevărat. Alex Grădinaru însuși este o entitate a acestui brand. De ce? El a dat bacalaureatul la română cu mine. Și vă informez că a luat 10 la teza de română. E prima dată când eu am citit încântat teza la unui candidat la română, nota 10, să recunoaștem, este un prag aproape imposibil de atins în condiții normale. Alex Grădinaru a făcut o teză foarte frumoasă, fluentă, expresivă, de mare calitate intelectual. Era unui tânăr care citise și citea. Și am făcut ceea ce nu fac de obicei. Am dus-o președintelui de comisie, un universitar care cred că era, nu era filolog. Și acela a rămas de asemenea încântat. Numai Alex Grădinaru este un fel, e un fel de exponent, un fel de făptură categorială. În spatele lui Alex Grădinaru se află mii de absolvenți ai liceului Cogălnicianu, la fel, care exprimă într-un fel sau altul un brand și pe care pe unii dintre ei a pomenit foarte bine domnul Nicu Ionescu. Autorii de pe coperta monografiei, ei înșiși au intrat în nemurire cu această carte, cu acest op incitant în toate sensurile și vreau să vă spun că întâmplarea a făcut să se constituie un cuplu masculin complementar. Este un tandem foarte bun pentru că domnul Nicu Ionescu este istoric, iar istoricul este un om de știință, este un om al exactității, al preciziei reci, este omul fără sentimente, istoria n-ar trebui să aibă sentimente, din păcate are adesea, de aceea noi românii nu reușim să construim o istorie epurată de sentimente. Și celălalt companion este redutabilul profesor Marin Moronescu, care aduce în paginile monografiei eleganța, cadența și sufletul filologului. S-a întâmplat ca de-a lungul timpului să aud opinii de genul următor: cu tare profesor de la Cogălnicianu este demodat. Stimați colegi, valoarea nu se demodează niciodată. Și fiindcă a venit vorba de acești distinși colegi, am fost întrebat și am încercat eu însumi să-mi explic de ce populația gimnazială a municipiului Vaslui se duce în virtutea unui reflex automat la Cogălnicianu. Nu e nimic întâmplător. În acest univers nimic nu este întâmplător. Există în mentalul colectiv vasluian o fixație. Ea este o fixație luminoasă și pozitivă. Cel mai bun liceu este Mihail Cogălnicianu. Eu pot să confirm ca unul care n-a predat niciodată la Cogălnicianu. De ce? Eu am în oglindă elevii de la alt liceu. Și știu bine, pe când eram inspector școlar, ce prestație intelectuală au elevii de la Cogălnicianu și pot sesiza diferențele. Pot să spun, deci, din acest punct de vedere, că liceul Cogălnicianu este un brand din toate punctele de vedere și marele merit al colectivului didactic, care să nu spuneți că este genial pe toată întinderea lui, corpul profesoral este competent și pornesc la premiza minimă că acest corp, înainte de toate, nu strică elevii foarte buni. În al doilea rând, capacitează elevii foarte buni. În al treilea rând, stimulează elevii foarte buni. Fiindcă pe elevii poți deturna rapid de la comandamentele educaționale. Cu alte cuvinte, e o fatalitate sublimă că liceul Cogălnicianu, care captează
elitele gimnaziale vasluiene nu face altceva decât să potențeze aceste energii, dând în fond acestei românii tragice valori inestimabile. S-a spus și se spune îndeopște că România exportă genii. Din păcate, și liceul Oreliceanu exportă genii. Peste tot, spunea Alex Grădinaru, distinsul nostru coleg de la Universitatea din Iași, că sunt colegiului împrăștiați pe toate meridianele globului. Deloc întâmplător. Valoarea se impune oriunde. Ideal ar fi ca acești tineri să fie aici, în spațiul național, în matca națională, ca unul care dorește să aibă o altă Românie decât cea de acum, sper totuși ca viitorul să ne surâdă. Am avut, zice, ocazia nouă dată să am confirmări ale acestei idei. Revenind la monografia pe care distinși noștri oaspeți, distinși noștri contemporani au realizat-o, vreau să tălmăcesc gestul domnului profesor Constantin Alexandru și al doamnei Cornelia Alexandru. Nu este o sponsorizare. Este un gest de suflet înainte de toate. Sufletul a primat și fiindcă a avut o oportunitate numită Fondul Proprietatea, au făcut această donație. Dar înainte de toate pornește din suflet. O donație remarcabilă și de aceea vreau să-mi dați voie să-l întreb pe domnul Alexandru atât, un singur cuvânt. Totuși, cât? Cât a trebuit. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine, succes în toate, succes Liceului Oreliceanu, un brand național. Mulțumim, domnule profesor Praxiu. Imediat. Totuși, eu știam că nemuritorii sunt pe la mână neascriitori. Și încă o precizare. Un prieten comun mie și domnului profesor Alexandru spune, se exprimă de multe ori, știu eu, liceul Mihail Logăceanu este pe deal. Fiind profesor de limba română, sugerează și altceva decât aspectul geografic. Iubit în continuare, domnul profesor Rânceanu Nicolae și-a anunțat. Dețin în bibliotecă o carte care aparține unuia din primii directori ai acestei școli, anume profesorul Constantin Calmuschi. O să vă rețin atenția cu un pasaj din lucrarea Geografia României, capitolul Starea culturală și intelectuală a poporului român. Așa cum vă spuneam, lucrarea aparține profesorul Constantin Calmuschi, unul dintre primii directori ai acestei școli. Lucrarea a fost publicată la sfârșitul secolului trecut, mai exact în 1897. La Ploiești, în acel timp, el era profesor de geografie la Ploiești. Ceea ce este interesant, această carte nu este o simplă carte de geografie, ci este o carte care tratează probleme de antropologie națională, probleme de sociologie, probleme de economie, probleme de politică curentă națională în acea perioadă. Iată despre ce este vorba. Deci, revin. Capitolul este Starea culturală și intelectuală a poporului român, pagina 163. Poporul român e inteligent. Inteligență ce prezintă bine caracterul rasei latine, adică voiciune, pricepere ageră, istețime și spirit, dar puțină răbdare, puțină aplicare la munca îndelungată, multă iubire de varietate și multă imaginație. Pentru aceasta, la noi în țară se văd mai mulți deștepți, dar se văd încă și mai mulți leneși.
E când la rasa slavă și la cea germană, inteligența e mai întotdeauna unită cu silința și cu răbdarea, la noi e lucru rar ca un om inteligent să nu fie în același timp și un lener de frunte. Adică am apăsat. Pentru aceasta, la noi, se urmărește mai mult munca ușoară. Renumele zgomotos. Gongore, care zice. Ne mulțumim cu gloria trecătoare a momentului și în loc de lucruri serioase și adânci, noi ne concentrăm toată activitatea în politica militantă, în scrieri de gazete fără valoare, în discuții sfărăitoare și seci. Textul ăsta pare atemporal. Vă mulțumesc! Aveți perfectă dreptate. Să știți, Constantin Calmuschi a fost unul dintre mari profesori ai liceului. El a întemeiat de altminte mai multe licee din țară, și liceul Vasile Alexandrie din Galați și la liceul Petru și Pavel, apostolul Petru și Pavel din Ploiești. El a făcut și imnul liceului Vasile Alexandrie din Iași, a fost elev al lui, student al lui Titu Maiorescu, a participat la funeraliile marelui poet național Mihai Eminescu. O personalitate marcantă, într-adevăr, care face cinste acestui liceu, ca și profesorul Capră, ca și alții, da? Da, exact, la Galați, da. Și a participat și la semicentenarul liceului în perioada interbelică, spunând lucruri foarte interesante despre primele perioade ale liceului, primii ani ai liceului. Este excepțional. Este unchiul pe linie maternă a soției. Da, știu ce este. Da. În 48 la Avrămești. Exact, da. Comuna Foinești, da, da. Da. Felicitări, da. Mulțumim, domnul profesor Jânceanu. Textul respectiv mi-a adus aminte de o butadă care circula pe vremea studenției mele de tipul următor. Ai o problemă grea, dă-o unui leneș. Va găsi sigur o soluție simplă. Invit în continuare pe domnul Vala Andreescu, care îl reprezintă la această întâlnire, pe domnul profesor Marin Dumitru. Vă rog să-mi permiteți, vă spun și eu bună ziua și vreau v-am găsit pe domnului voastră personală cu smarcant ale învățământului, ale culturii și ale istoriei, nu numai județene. Este pentru a cei ce oare când intru în acest liceu și domnul prezesc că sunt copreșit ca oricine, vin cu emoții ca într-un sector cultural. Aș dori, în primul rând, să felicit pe distinșii autori acestei monografii importante, fundamentale și obiect de studiu pentru generațiile viitoare, o carte necesară, de altfel, pentru contribuția domnilor sale la dezvoltarea și cunoașterea acestui liceu, iată, peste câteva timp, de un secol și un sfert. Pe domnul profesor dr. Ionescu îl cunosc mai bine, în sensul că ne-am întâlnit în diverse ocazii la manifestări culturale, cu preponderente istorice. Am avut curia să-l intervez, să-l prezint în ziar și mai departe și îi adresez încă o dată felicitări sincere. Așa cum spune domnul director, am și o misiune, de Locușoara spune. Trebuie să prezint un cuvânt al domnului profesor dr. Marin, șeful meu. Menționez de la început că este absolut punctul omis de vedere și nu subscriu și nu adă în totalitate la ceea ce voi citi. Domnul Marin unde e? Poftim? Domnul Marin unde e? Explică aici. Stimat auditor, treburi importante mă obligă să nu pot participa la lansarea monografiei, noii monografii, a liceului Mihail Fogălnician. Au trecut peste 21 de ani de la monografia scoasă de subsemnatul, împreună cu doamna profesor Cornelia Alexandru, care a întocmit tabelele cu ele și profesori, primită atunci, la centenar, ca document unic și se vede irepetabil, deși unul dintre directorii școlii a împiedicat cât a putut tipărirea ei sau în condiții mai atractive. Acum e altă etapă, alți autori, între care unul ilustrează foarte bine spiritul documentului de partid și de stat pe care și-a aplicat în timpul muncii sale. Orice asemenea întocmire merită toate laudele, chiar dacă se oprește și la nimicuri ale vieții sau exagerează mult
mult prea mult, activitatea unor profesori foarte obișnuiți, dar sigur, a fiind autorul. Consider că se face intenționat îndreptate unor personalități ca Ioan Baban, Ion Murceanu, Ion Patrichi, Dumitru Vemarin, a căror activitate este trunchiată. N-am înțeles de ce, dintre medalioanele consacrate unor profesori, lipsește celălalt profesor limba română, Dumitru Vemarin, ce e drept pensionar, dar din anul 2000, autorul monografiei de atunci. N-am priceput de ce în capitolul personalități, aceluiași om se ignoră ultimii 10 ani, când a realizat importante opere de istorie culturală, KTVV 15, în expoziția culturală informațională, Meridianul, Festivalul Național al Umorului, Constantin Tănase, TVV Vasului România, Europa și așa mai departe. Să înțelegem că autorul sau ambii sunt neinformați sau plini de reavoință. Nu ne propunem analiza cărții, dar informăm auditoriul și cu punctul nostru de vedere. Desigur, privim cu bucurie acest volum masiv și impozant, necesar pentru a pune în primul rând, în prim plan, valorile locale și tocmai pentru aceea îl considerăm necesar, util, binevenit. Cum încheiam și în Răstaru acum 21 de ani, important este că Liceul Mihail Bogdălnicianu să crească, să înflorească și să rămână lider în procesul de educație, nu numai în județul, ci și în țară. Vă expediem și exemplare din opera recentă. Cu mențiunea că realmente nu s-o scriu și nu, n-am cunoscut amănunte ca să mă exprim. Vă mulțumesc dumneavoastră și vă doresc succes liceului, autorul acestei monografii, într-o binele învățământului și culturii, nu numai Vasulești. Mulțumesc, domnul profesor Andreescu. Și transmiteți mulțumirile noastre, domnul profesor Marin, că înțeles că se încadrează într-un anumit interval de timp. Invit în continuare pe domnul Chiriac Laurențiu, directorul Muzeului Județean, care a avut o contribuție importantă la apariția acestei cărți. Aș menționa faptul că inițial sprijinul a pornit de la domnul profesor Mancaș și că evenimentele nefericite au făcut ca domnul Chiriac să preia cu seriozitate și competent sprijinul acordat acestei cărți. Vă invit, domnule Chiriac. Onorată asistență, permiteți-mi, întrucât liceul aniversar stă sub semnul matematizării gândirii și a năzuințelor sufletești, să fiu și eu foarte exact prin a-mi citi câteva gânduri pe care le-am așezat răzleți într-o istorie serioasă, decantată a culturii și trecutului Vasluiului. Așadar, Vasluiul respiră prin plămânii săi istoria și școala, plămătit de o multimilenară istorie, această cetate a vechilor zidiri constituie o străveche vatră de civilizație cu locuri de ancestralitate și tradiție civilizatoare intens și permanent locuite, în care se păstrează și azi inestimabile comori de frumusețe și spiritualitate din trecut. Numeroasele vestigii ale sale stau drept chezășia îndelungatului drum pe care istoria și l-a croit pe aceste meleaguri, marcându-i existența cu importantele sale evenimente. De altfel, trăinicia unei vieți școlare deosebite, în special prin liceul teoretic Mihail Bogdălnicianu, au determinat și aici o emulație de valori spirituale și istorice, concretizate atât prin multitudinea de mărturii ale trecutului, cât și prin editarea unor lucrări de o noblețe aparte. Astfel, acest liceu aniversar, înainte de a fi o tribună a învățământului vasluian și un așezământ al spiritului, este un edificiu a cărui boltă susține viața culturală a urbei. Această școală constituie o lume a generozității și a pasiunii pentru trecut și pentru frumusețea sa, plămădită pe principii morale și sugestie estetică, cu oameni care și-au nutrit speranța devenirii din seva gloriei trecute. Șezătoare, tătătoare de viață și eternitate, cu un tumult cultural istoric deosebit, liceul teoretic Bogdălnicianu din Vaslui se mândrește și astăzi cu faima spiritului vasluian și cu sfintele comori ale unor adevărați patrioți, dintre care cei mai de seamă au fost profesorii și cercetătorii trecutului vasluian. Frumusețea și spiritualitatea de altă dată a liceului
au dus la actuala emulație de valori cultural-artistice deosebite, concretizate prin multitudinea de voci distincte ale prezentului vasluian, trecute prin ciurul lecțiilor de viață și de moralitate, cât și prin realizarea unor activități cultural-educative profund mișcătoare. Cu această vitalitate și credință a trecutului, această școală a rezistat mai bine de 120 de ani. Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui a înțeles că acest for principal educativ al Vasluiului trebuie să stea pe un punct de reper pentru toată evoluția de dinainte și de aici încolo a urbei. La împlinirea acestei frumoase vârste, Liceul Teoretic Cogălnicianu merită și se cuvine să se hrănească din realizările maestrilor și discipolilor săi. Acest forum de cultură și de educație a rămas tot timpul o construcție ambițioasă pentru că a cerut mai mereu o cantitate enormă de viață și de noblețe încorporată în sufletele puternice ale oamenilor săi. Fără activitatea acestui liceu, Vasluiului nu i s-ar fi recunoscut niciodată aura sa culturală istorică. Așadar, în acest an, de fapt anul trecut ar fi trebuit să îi se sărbătorească ceasul de gală și să îi aparțină în totalitate, Liceul Cogălnicianu fiind cel care a coagulat în timp ideile și plăcutele năzuințe ale cărturarilor ei, legând destine chiar ale tribunilor și iubitorilor de carte, dar mai ales autentificând efervescenta viață culturală a cetății. În fond, Liceul Teoretic Cogălnicianu din Vaslui, de odinioară și de astăzi, și-a așezat temeinic tradiția în eternitate, căci fundamentele sale au fost concepute și create pentru veșnicie. Generații întregi de cărturari, filantropi, oameni de cultură și în special profesori și cercetători au lucrat la zidirea acestor fundamente, contribuind la cristalizarea unui spirit vasluian și la afirmarea unor personalități culturale locale cu reprezentativitate națională și internațională, fapt pentru care, oricând, acest liceu își merită lauda și cinstea noastră a contemporanilor. În fine, admirându-i Vasluiului senectutea tradiției și vioiciunea culturală de astăzi, simțindu-ne mereu animatori ai tumultului local, oamenii care nutresc către acest liceu, sanctuar de altfel al luminii adevărului, unde inimoși slujitori ai vechilor comori veghează și astăzi și trudesc ca flacăra elevilor să nu se stingă niciodată, a demonstrat că la Vaslui trecutul și prezentul trăiesc într-un continuum armonios, sub forma unei permanențe cu valoare de simbol pentru un viitor care obligă la mai mult și la mai bine. La mulți ani, Liceului Teoretic Mihai Cogălnicianu. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, această instituție publică a fost de referință și să știți că chiar centrul de informare în perioada interbelică, pentru că orașul nu avea bibliotecă. Abia în 1951 s-au pus baze bibliotecii orășenești. Și aici veneau mulți și citeau cărți de referință. Cea mai veche carte de aici este din 1803. Cea mai completă este, prima carte completă în chirilică este Viețile Sfinților. Și biblioteca are astăzi peste 28.000 de volume. Și tot aici se află și un exemplar important al Dacii Literare, din 1840, al lui Mihai Cogălnicianu. Desigur, demersul nostru este un demers perfectibil, dar el s-a vrut un omagiu al celor care au slujit pe altarul catedrei și a sădit elevilor dragostea de muncă, de adevăr și frumos. Într-adevăr, domnul Ionescu, o să ne evidențiem o chestiune importantă, și anume, lucrurile sunt perfectibile. Și eu i-am reproșat domnului Ionescu că după imn ar fi fost firesc să apară deviza liceului. Este o deviză, este citată, a fost interpretată. Vreau să vă spun că domnul profesor Marga, ministrul învățământului, atunci când a vizitat liceul, a zăbovit minute bune în fața steagului și a devizei liceului. Lucrurile sunt perfectibile, la ediția următoare probabil se va corija. Vreau să vă informez și să mulțumesc
Mariu Silvia prin procurora parchetului care este prezentă în sală, fiica domnului profesor Alexandru Achi Georgica, fost director al liceului, și doamnei Hagi Musa Carmen, președinta Comitetului de Părinți pe Școală, absolventă al liceului Mihail Bobănician. Dacă doresc să participe la dezbaterea noastră, le invit. Pe rând, evident. Am o propunere înainte de a da cuvântul. Următoarea ediție a monografiei să aibă două volume. Un volum să fie dedicat integral profesorului Dumitru Velari și un volum propriu-zis ediția a doua. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat privilegiul de a fi aici, în acest moment, cu totul deosebit și emoționant. Cu atât mai emoționant pentru mine, pentru că mă întâlnesc în paginile cărții cu părintele meu. Vreau să felicit și să mulțumesc, în același timp, domnilor profesori, care un efort, îmi imaginez, deosebit, din toate punctele de vedere, au reușit să ofere celor care suntem astăzi prezenți aici, dar și copiilor noștri, un așa manual și o așa istorie amănunțită, frumoasă, exactă, ceea ce a însemnat și ce înseamnă liceul de elită care a fost și este Mihail Covălicean. Mă bucur nespus că astăzi am reușit să revăd atâția dascăli dragi mie, le transmit tuturor sănătate și să ne vedem la anul când vom împlini generația noastră 30 de ani de la terminarea liceului. Foarte puțin, aș putea spune. Așteptăm, eu știu, să se adune 50 și de asemenea doresc domnilor profesori Moronescu și domnului profesor Ionescu ca peste 5 ani să revină, să ne revedem în același cadru cu o continuare a acestei monografii. Vă mulțumim că existați și mulțumim lui Dumnezeu că drumurile noastre s-au intersectat atât de frumos și de benefic pentru noi, pentru mine. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Prea multe, nu mai am ce să adaug la ce discuții de colega mea, Mica. Suntem, deci, promoția 82. Sunt mândră că am fost eleva acestui liceu. Și mai mult, sunt mândră și copiii mei, am doi băieți, învață tot aici, au sprijinul cadrelor didactice minunate al acestui liceu și eu personal voi susține în continuare, cât voi avea posibilitate, activitatea acestui liceu, mă voi implica cât pot, așa, pentru anii minunați pe care i-am petrecut aici, pentru persoanele și domnii profesori minunați care sunt domnii profesori ai liceului nostru. Să rămână într-adevăr un liceu de calitate cu prestigiul orașului nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim, într-adevăr, dacă în pagina monografie o să găsiți lucruri foarte interesante despre conferințe profesorale și mai ales în Consiliul Profesoral, pe mine am aminte domnul profesor, regretat profesor Georgica Alexandrachis, am amintat foarte mult pentru refacerea vechii clădiri a liceului, s-a dus la primul secretar Tănase de atunci și a cerut imperativ să fie reabilitată clădirea, că este păcat de, chiar așa s-a exprimat, păcat de Dumnezeu să pierdem o asemenea instituție, care este și în cadrul, face parte din monumentele istorice de prestigiu din orașul Vaslui. Mulțumesc! Vă rog să-mi îngăduiți în completarea propunerii domnului profesor Brasiu
Să transmit rugămintea domnului Valandrescu ca la rândul domniei sale să-i comunice domnului profesor Marin că un scriitor francez de origine sârbă, mai puțin cunoscut, cu numele Milan Kundera, afirma într-una din cărțile sale: grija exagerată pentru propria imagine reprezintă dovada incoricibilei incapacități a omului. Mulțumesc! Cam dur, domn profesor Moronescu, da. Bine. Vreau să vă prezint de asemenea instituția. În această sală avem onoarea de a avea invitați domnul profesor, domnul doctor Brlădeanu și domnul doctor Lupu. Amândoi, împreună cu domnul profesor Mihai Ciobanu, au întocmit monografia Spitalul Județean, unica, cred că, în acest sens. Invit acum pe dumnealor la cuvânt. Sunt copleșit de onoarea de a putea participa la un eveniment atât de important. Am început și terminat liceul Negruții la Iași, dar în perioada 1945, 46 și 47 am avut onoarea să am unii dintre cei mai buni profesori la acest liceu. Profesorul Bogos, capră, Marinache, doamna Marinache, și mulți ceilalți. Reajuns la liceul internat, din nou unde am terminat liceul, mi-am dat seama, la vârsta aceea, câți ani aveam eu, că acest liceu tradițional este o pepinieră de cadre care face cinste tuturor celor care au fost, sunt și vor mai fi profesori la această unitate. Vă mulțumesc! Poate puțin cam nefiresc ca cineva din afara sferei educaționale să ia cuvântul, dar simt un îndemn pentru că mă aflu aici într-o triplă calitate, dacă îmi permiteți. În prima, ca părinte unui fost elev și care astăzi este în învățământ universitar medical la Iași. În al doilea rând, în calitate de prieten al multor celor de față, a profesorilor care au fost aici, prin virtutea profesiei pe care o am, dar și în tangența care am avut-o cu învățământul. Și, în al treilea rând, în calitate de coautor a unei monografii împreună cu doctorul Brlădeanu și, iarăși, profesorul Mihai Ciobanu. Deci, tangențele au fost, aș zice eu, semnificative și chiar consistente. Poate pentru istoria unei comunități, nimic nu importă mai mult decât două aspecte. Făcând istoria acestor, sau cel puțin în domeniul sănătății, am realizat acest lucru. În primul rând, sănătatea, care se ocupă de starea de bine fizic și psihic a generației trăitoare într-un perimetru geografic, și educația, care pregătește viitorul acestei zone geografice. Poate mai mult ca atât, în mentalul colectiv, aceste două aspecte rămân cel mai bine impregnate în memorie. Și în memoria individuală și în memoria colectivă. Legat de istoria culturală a acestei zone, aș aminti aici cuvintele lui Topârceanu, care astăzi a fost evocat aici. Apropo de Vaslui, el era un safir constant a zonei și spunea la un moment dat, oricât de mult noroi va fi fost pe străulițile Vasluiului, niciodată nu vor reuși să astupe urmele pașilor marilor
personalități care s-au creat, au viețuit sau au trecut pe aici. Și avea dreptate, dacă ne referim numai și la titorul spiritual sau patronul spiritual a acestui liceu, Mihail Cogălnicianu. În calitate de coautor a unei monografii, pot să spun că îmi dau seama că munca este una titanică, aș putea spune. A răscoli prin arhive, a aduna, a îmbina lucrurile, a-i da cursivitate, este o muncă uneori sisifică, să știți. Și am constatat și eu ceea ce am văzut astăzi aici, că cel mai greu de mulțumit sunt contemporanii. Cei care au fost, au trecut, le se reține din viața lor ceea ce a fost semnificativ. Contemporanii însă întotdeauna vor avea niște rezerve, pentru că subiectivismul este la el acasă. Trecem peste acest aspect. Aș sublinea, dacă îmi permiteți, trei lucruri. În primul rând că această monografie eu o primesc și o privesc cu foarte mare încântare, dacă vreți, și cu o satisfacție deosebită, că ea contribuie, ca și multe alte încercări în plan local, în a stabili valoarea istorică a locului respectiv. Este un lucru extraordinar de important astăzi, când tendințele, ați văzut care sunt, globalizarea, mondializarea, și care nu au alt scop, nu știu dacă este un scop, dar probabil că altă finalitate nu va fi decât omogenizarea și pierderea identității locale. Măcar sub acest aspect îl consider ca un act identitar de mare, mare valoare. În afară de aceasta, realizează ceea ce putem numi transcendența, acea trecere de la ctitori la actuali și la cei care vor veni, pentru că istoria liceului a creat, prin munca generațiilor care au trecut, de profesori și de elevi, au creat un blazon. Un blazon care s-a constituit într-un mesaj pentru generațiile care vin. Și, până la urmă, se constituie într-un brand cultural despre care vorbea distinsul absolvent al acestui liceu. Aș mai sublinea un lucru. Liceul Cogălnicianu a fost, și pot să spun în cunoștință de cauză, pentru că am avut foarte multe lucruri de arhivă și foarte multe tangențe cu educația din zonă, scriind acea monografie împreună cu colaboratorii, a creat o adevărată școală de elite. Bănuiesc că monografia le conține, dar a creat și o școală de caractere. Și aș vrea să subliniez ceea ce domnul profesor Praxiu sublinea aici. Nu, o monografie nu are voie să conțină goluri istorice. Indiferent cât de frumoasă sau crudă ar fi o istorie, ea trebuie să fie imparțială atunci când semnalează sau tratează anumite probleme. Apropo de Virgil Trofim. Dar în acest liceu au fost generații în care idealul național a înflorit în forma cea mai pură a trăirea adolescentine și au fost și victime. Nu am consultat cartea, dar eu bănuiesc că la capitolul acesta probabil se vor face o serie de referiri, pentru că ar fi mare păcat. Erau tineri care trăiau sentimentul național cu durere, cu patos, cu dăruire, chiar până la sacrificiu. Aș dori să închei, ca să nu lungesc prea mult, și această carte se înscrie în peisajul cultural și istoric al locului ca o perlă, aș zice eu, pentru că scoate în evidență un segment de activitate de o manieră foarte completă după mărimea volumului și contribuie la acea identitate și perspectivă a zonei și l-aș cita pe Pedro Rares, care va spune, care spunea, vom fi iarăși ce-am fost și mai mult decât atât. Pentru tot ceea ce facem astăzi, pentru cei de mâine. Vă mulțumesc și vă felicit!
Într-adevăr, noi am, să știți că am acordat atenție deosebită și profesorilor care au manifestat o rezistență regimului totalitar în anii 44-47, când o lume apunea, lumea democrat burgheză și se profila regimul totalitar. Mulți au plătit cu ani grei de închisoare. Am adus un omagiu profesorilor care au pătimit în închisorile comuniste, Teodor Hodoroabă, care a murit la canal, de asemenea regretatul profesor Vasile Cataram, domnul Ghiță Popa, de asemenea regretatul profesor de istorie Iordache Boț și mulți alții. De amintiri și anul trecut, cu prilejul împlinirea 120 de ani, am organizat împreună cu Muzeul Județean chiar o expoziție dedicată acestora. Și această carte este și un omagiu tuturor. Pentru cei care nu știu, aș vrea să precizez că domnul dr. Bârlădeanu este soțul distinției profesoare de biologie, Bârlădeanu Maria, din Liceul Mihail Gogancea, care a activat în Liceul Mihail Gogancea. Pentru domnul profesor... Fost elev al liceului și profesoara liceului. Ceea ce vă spuneam mai înainte de tradițiile acestui liceu. De asemenea, pentru domnul dr. Lupu, eu știam că pediatrii trebuie să aibă și simț pedagogic deosebit pentru copilași. Invit în continuare pe dumneavoastră, acei dintre dumneavoastră care doresc să mai contribuie la această dezbatere, la această prezentare, vă rog să vă anunțați și vă încredințez microfonul. Dacă mai dorește cineva să participe. Dacă nu, sunteți invitații noștri în fosta cantina liceului pentru ca împreună să mai schimbăm o vorbă la o cafea. Vă invit și vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această activitate.